Dragi tineri, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri. De această dată, în prim plan, sunt tinerii din satul Pietrărie, județul Iași, aici unde a ajuns și proiectul Tabăra din pridvorul satului, proiect despre care v-am vorbit și în edițiile anterioare. Sperăm ca gândurile lor, gânduri noi față de celelalte ediții, să vă ajungă la inimă și să le urmăriți cu drag. Dacă mă întrebați la ce folosesc taberele astea, aș încerca să dau un răspuns. Nu știu dacă este răspunsul corect, dar cred că totuși abia acum, după 13 ani de când sunt implicată în organizarea de tabere și participarea în tabere ca voluntar sau ca și coordonator, organizator, pot acum să văd totuși care sunt roadele taberelor acestora și la ce au folosit. Nu vedem imediat roadele lor și mai ales pentru copiii care sunt în proximitatea orașului, pentru parohiile care sunt în proximitatea unui oraș, roadele se văd cu atât mai greu, pentru că copiii se raportează foarte mult la oraș, nu rămân foarte mult legați de comunitatea lor. Astăzi suntem în satul Pietrărie, la mai puțin de 10 km de orașul Iași, oraș care înghite și atrage către sine tinerii din satul acesta. Adesea, multe din familiile din satul Pietrărie merg mai mult la biserică, poate la Catedrala Metropolitană, decât la ei în sat. Și este greu preotului să se apropie, poate, de cele mai multe ori de ei. Totuși se formează un nucleu. Și nucleul ăsta de tineri sau de copii se sudează în timpul unor activități ca taberele din pridvorul satului. Tabăra organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi din România, filiala Iași, cu denumirea generală Tabăra din pridvorul satului, are la noi în satul Pietrărie, are o denumire aparte, anume Veselie în Pietrărie. Este la a șasea ediție, am început în anul 2012, dacă nu mă înșel, prin implicarea unui membru ator de la noi din parohie, atunci era Diana Prisa Caru, ceva de genul. Așa, și de atunci, cu Sincop în 2013, în fiecare an desfășurăm această activitate. La început 3 zile, ulterior au fost de 4 zile și anul acesta a fost doar de 3 zile.
În funcție de cum reușim să ne organizăm, de cum se așează lucrurile în săptămâna respectivă. Această tabără, organizarea ei se datorează și faptului că foarte mulți dintre părinți, după prima ediție, ne-au cerut să continuăm. Avem diferiți oameni care au găsit bucurie în sufletele copiilor participând la această tabără și a fost un motiv esențial în continuarea ei. Prima dată a fost ca o activitate pilot, să-i spunem, și să vedem după aceea ce se întâmplă. Și de atunci, încet, încet, numărul este în creștere de copii participanți. Persoanele care se implică sunt și ele tot așa în creștere. Aici ne referim la ajutorul pe care îl primim pentru organizarea meselor și celelalte lucruri care țin de activitățile ce se desfășoară la această tabără. La tabără avem invitații, căutăm să-i dăm un sens aparte. Copiii vin la tabără și pentru jocurile din vacanță, dar am încercat ca această activitate să fie completată și de una educațională, să zicem, sau culturală. De aceea avem în fiecare an invitat o instituție a statului. Am avut pe cei de la ISU, de la pompieri și atunci s-au bucurat foarte mult copiii că au venit cu auto speciala, au pus-o aici în curtea bisericii, s-a simulat un mic incendiu, am dat foc la ceva și au dat drumul la sirene și toate celelalte. Au fost de la Inspectoratul Județean de Poliție, de la Poliția Rutieră, nu mai țin minte, anul acesta au fost de la jandarmi și au fost foarte bucuroși copiii, au văzut echipamentul lor și diferite aplicații și pentru ei este un motiv de în plus de a se gândi pentru viitorul lor. În aceste tabere, noi în timpul anului desfășurăm și alte activități cu tinerii. Dar în aceste tabere avem ocazia să ne întâlnim cu foarte mulți tineri, nu doar de la noi din sat. Cam 90% zic, sunt de la noi din sat, unii vin din împrejurimi, dar acum aici, în taberele acestea, în atelierele ce se desfășoară, găsim, unii copii își găsesc vocația, să zic. Unii și-au găsit vocația de a picta, alții de a cânta, alții de a scrie poate poezii. Am găsit chiar poezii foarte frumos scrise și îi îndemnăm pe părinți în cazurile respective să știe să îi canalizeze, să îi îndemne pe copii spre o latură a vieții pe care poate nu o cunoșteau părinții. Ca să facem o legătură între biserică și jandarmerie, jandarmeria este foarte apropiată de biserică. Patronii noștri spirituali sunt Sfinții Mihail și Gavril. Acest Sfinț Mihail și Gavril care reprezintă atât paveza reprezentată de Îngerul Mihail, dar cât și vestea bună dată de Arhanghelul Gabriel. Deci dacă am spus jandarmeria este structura statului, în Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași execută mai multe misiuni la meeting-urile, la meciurile, la adunările publice, dar și paza unor obiective de importanță deosebită. Aici în față aveți câteva mijloace de intervenție pe care noi le folosim zi de zi în misiunile specifice, mijloace atât folosite în misiunile de asigurare și restabilire ordinii publice, cât și misiunile cu caracter special. Jandarmii, ca un mijloc de protecție, este un improvizator de capacitate mărită. Da? Un improvizator de capacitate mărită este un mijloc de pulverizare a unui gaz lacrimogen folosit în misiunile de restabilire a ordinii publice. Da? Un scut de protecție format din plexiglas, confecționat tocmai pentru a proteja luptătorii, cât și celălalt dispozitiv sau persoanele pașnice care sunt direct implicate într-un eveniment. Atunci când o persoană agresivă încearcă să ne lovească diferite obiecte, ori folosim forța fizică, ori folosim alte arme sau obiecte contundente. Pentru început o să plecăm de la lovituri simple. O persoană încearcă să ne lovească în zona feței, da? Direct în zona feței. Eu trebuie să mă apăr și să imobilizez acea persoană. Da? Încearcă să-mi lovească și l-am pus la fel, da? Uitați că e de ușor, iar de aici îl conduc și îl voi ridica.
dacă acum 13 ani când am început taberele, am început cu tabere care se adresau copiilor de români din diaspora prin, cu ajutorul Metropoliei Europei Occidentale și Meridionale și aveau ca scop păstrarea tradiției și spiritualității românești într-un spațiu în care era foarte important să duci mai departe tradițiile, să știi cine ești. La fel și taberele astea, facem prin ele o încercare de a apropia preotul de copii săi din comunitatea lui, de a păstra sau de a aduce în discuție niște valori. Și abia acum, după 13 ani, vedem copii care își aduc aminte de ce au făcut în tabere, care au fost participanți 5, 6, 7 ani în aceste tabere și acum sunt coordonatori de tabere, care au înmulțit lucrarea asta, au îmbunătățit-o, au transformat-o și cred că este foarte important să putem să creăm un spațiu ca să le dăm copiilor o anumită încredere. Chiar o anumită încredere față de preotul lor paroh și asta facem și noi în tabără, pentru că ei nu când ar avea încredere în preotul lor, dar îl cunosc dintr-o singură perspectivă, din perspectiva slujitorului din fața altarului. Pe parcursul taberilor îl văd pe părintele de la ei din parohie jucând cu ei un șah sau jucând cu ei un fotbal sau stând la discuție cu ei într-o manieră informală. Se pot apropia de el mai mult. Sunt copii care ne spuneau, auleu, dar părintele are pantaloni? Credeau că părintele nu poartă nimic pe sub sutană, nici nu-i vedeau picioarele. Sau, uite, părintele glumește. Sigur, cei mai mulți dintre părinții cu care noi lucrăm sunt foarte apropiați de comunitățile lor. Dar am întâlnit, cei mai mulți sunt și tineri, trebuie să spun. Și poate că au o anumită, să spun, o nouă viziune așa legată de pastorația tinerilor. Și am avut surpriza în ultimii ani să avem și mulți părinți, foarte mulți părinți care, nefiind obișnuiți cu genul acesta de activități informale adresate copiilor și tinerilor din sat, au văzut în satele apropiate folosul lor și ne-au chemat sau ne-au cerut să venim să facem o tabără la ei. Nu sunt doar necesare astfel de întâlniri, astfel de tabere. Eu cred că aproape că se impun. Am vorba aceasta mea, dacă la tinerețe nu faci, la bătrânețe cu siguranță nu mai apuci. Pe lângă latura aceasta edilitară, să zic, de a construi biserica ce se construiește, de a amenaja tot ce ține de biserică, lucrarea aceasta cu tabăra, să zicem, repet, pe lângă cea legată de copii, de tineri, are un efort, presupune o anumită implicare, dar nu pe atât de mult pe cât se pare. Cel puțin pentru mine. Bucuria pe care o regăsești în chipul tinerilor și bucuria de a primi ulterior telefon din partea părinților sau dorința altor tineri de a participa, colegi de-ai lor, la aceste tabere, ne motivează și dăm uitării ceea ce presupune efortul fizic al nostru. Tocmai cum este și în Sfânta Scriptură, că mama când trebuie să nască se întristează, dar după ce naște uită de chinurile facerii și se bucură de ce a dus pe lume. La fel și noi, ne ostenim aici, dar cum spuneam mai devreme, numărul părinților, să spunem, sau ostenitorilor care se implică în realizarea taberei, face ca această tabără să fie oarecum ușor. Ideea este că trebuie să știi să gestionezi resursele pe care le ai și să apelezi la persoane care te pot ajuta cu inima deschisă. Bine, mă cheamă Sofia, am o soră, am 8 ani și îmi place să desenez. Bravo! Tu? Mă cheamă Albert și am 6 ani. Și am o soră. Uite, am 10 ani. Ea e sora ta? Da. Bun, acum. Îmi place să duc foto. Te prezinți
Mă prezint și eu, nu? Da. Mihail te cheamă. Mă cheamă Mihail. Eu am 3 surori. Am 25 de ani. Oh. Îmi place să sunt detectiv cu familia. Ăla de care l-am. Nu, sunt mai mic decât tatăl tău. Și sunt căsătorit și am 2 copii. Știu, Efremia. Efremia și Nicodim. Bun, și eu, Efremia și Nicodim, îi citesc povești în fiecare seară. Vouă, părinții, vă citesc povești? Da! Bun. Nu vă citesc, nu? Bun, hai să vedem. Cui de aici citesc părinții povești seara? Nu eu. Hai, ridicați mâna sus și ne citește povești seara. Da, dar bunica citește. A fost odată, ca niciodată, o fetiță pe nume... Fița Roșu. Se numea astfel pentru că într-o zi bunica ei îi dăduse o mante cu scufiță roșie. Fata era atât de frumoasă încât semăna cu un mac roșu și purta mantea aceea roșie fie vara, fie iarnă. Locuia cu părinții ei într-o casă la marginea pădurii. Bravo! Scufița roșie era lipsită de griji și își petrecea vremea rătăcind de colo-colo. Era blândă și avea un suflet bun. De asemenea, avea mereu o mulțime de idei și o seamă de daruri pentru părinții ei și pentru bunica ei dragă. Într-o zi, bunica ei se îmbolnăvi. Mama scufiței roșii pregăti un cușuresc cu bunătăți și spuse fetiței: bunica e bolnavă și nu se poate da jos din pat. Du-i acest coșuleț cu pâine și cu vin ca să se facă bine. Bun, dar dacă ne-a trimis la bunica, ne trimite în rai, da? Da. Uite aici, la căsuța frumoasă a bunicii. Dar imediat după asta, știi că noi o să dăm în drumul nostru spre rai de lupul cel rău. Care ce face lupul cel rău? Ne păcălește. Ne păcălește. Dar și niciodată ne pune să nu avem încredere în cineva de care e rău. Ne păcălește să culegem flori. Bun, ne pune să culegem flori și să ne abatem de la drum. Și florile astea, știți ce sunt? Da. Nu. Păcatele pe care noi le facem. Ce i-a dat mama? Un coș cu pâine și cu vin. Bun, și ce semnifică coșul ăsta cu pâine și cu vin? Ca să o facă pe bunica să mă bun, ia, uite ce a zis Anastasia. Ce semnifică? Mai tare, Anastasia. Împărtășanie. Bun, împărtășanie, care o primim noi când mergem la biserică, când iese preotul cu potir și ne dă acolo turp și sânge de-a Mântuitorului, de fapt e pâinea și vinul. Și lucrul ăsta ne ajută pe noi să ajungem la casa bunicii. Doar când drumul nostru spre casa bunicii ne mai oprim în unii păcate și deodată când ajungem aici, peste cine dăm? Lupul. Și lupul ce face? Ajunge la casa bunicii. Nu, lupul se preface că el este cel bun. Înțelegeți? Exact cum se întâmplă cu cel rău. Adică, cel rău îi spune Sofiei: Sofia, nu-i nimic dacă tu stai vreo 4-5 ore pe calculator, chiar e bine. Și Sofia crede că ea face un lucru bun. Sau îi spune: Sofia, nu-i nimic că-i lua suficient astăzi la școală. E bine să nu-i spui mami tale, ca să nu o supere. Și Sofia crede că face un lucru bun. Ca să nu mai se vede și ca și ți-a trecut. Înțeles. Și mă mai duci la spital după aia? Nu. Ne vindecăm așa? Da. Tu ține să fii așa. Și acum ține alea două părți. Putem merge un pic jos, că mi este sete. Poți merge puțin jos. Așa. Și cum le întoarce? Întorc, ok. Nu. Aici merge aici. Aici faci? Adică una o rotești așa și așa. Am înțeles. Dar eu... Mulțumesc.
Deci, sunt Ecaterina. Anul acesta am făcut pentru prima dată atelierul de prim ajutor în tabăra din pridvorul satului. Am ținut și training și cursul de prim ajutor și am făcut împreună cu Caravana cu Medici un parteneriat prin care am împrumutat de la ei manichinele pe care le folosim pentru educație medicală și le-am folosit și în sate ca să le arătăm copiilor cum se fac manevrele de prim ajutor, să le facă într-un mod corect pentru a ajuta mai departe și ei și pentru ca informațiile pe care le spunem noi să fie niște informații corecte. Nu am reușit să ajung în fiecare tabără, am fost prinsă puțin și cu practica de vară pentru facultate, dar am fost în tabăra de la Dumbrăvița, unde am ținut tot așa cursul de prim ajutor. A prins foarte mult, mai ales la copiii mai mari. La cei mici este puțin dificil pentru ei să facă manevrele efective, compresiile toracice, puțin mai dificil, pentru că nu au forța necesară, dar pentru cei mari este ceva inedit, le place foarte mult și de obicei vor să mai stea și pe atelier ca să facă, să repete manevrele. Caravana cu Medici a apărut în 2014, când fondatorul terminase facultatea de medicină. De fapt, ideea a venit dinainte, de pe vremea când era student la medicină și observa cât de aride sunt toate informațiile. Și după ce a fost înființată Fundația Caravana cu Medici, fondatorii au reușit împreună cu mai multe fundații, tot așa cu laboratoarele Sinevo, Asociația Vodafone, să înființeze caravanele mobile, prin intermediul cărora noi mergem în sate și oferim consultații pacienților de acolo. Uneori le putem oferi și analize medicale. Eu am fost într-o caravană pentru copii, caravana pentru copii în Crucea, în județul Iași. Acolo le-am oferit celor mici, ca să spun așa, o șansă la a vizita medicul, pentru că nu foarte mulți dintre ei își permit să meargă și în oraș. Am observat că sunt oarecum niște probleme pe care nici părinții, dar nici copiii nu le conștientizează și le este puțin mai greu să ajungă la un spital să... Iar partea de educație medicală, pe care o facem cu ajutorul manechinelor, a apărut acum 2 ani ca o idee a unei colegi de-a noastră, care consideră, la fel ca noi, că este foarte important să știi cum să acorzi primul ajutor, să știi care sunt primii pași pentru a ajuta la salvarea vieții unei persoane și care sunt și pașii în a te salva pe tine, pentru că, așa cum le spun și celor mici, cel mai important în încercarea de a salva o persoană este ca siguranța ta să fie pe primul loc. Pentru că degeaba încercăm să salvăm pe cineva dacă este periculos pentru noi. Spre exemplu, nu putem salva o persoană care se află lângă un fir de electricitate sau o persoană care se neacă, dar noi nu știm să notăm. Pentru că atunci, în loc să avem o singură victimă, am avea 2. În momentul în care el nu respiră, se face resuscitarea cardiopulmonară. Asta înseamnă, practic, o să facem compresiile toracice. Iar pentru asta o să-l dezbrăcăm, dar nu la modul ăla. Spre exemplu, dacă este iarna afară și noi trebuie să facem compresiile astea, dacă el are o geacă foarte groasă, de obicei compresiile astea trebuie să aibă adâncime de cam 5. 6. Exact. Și atunci, dacă nu, geaca fiind groasă, noi o să avem impresia că ale noastre compresii au fost făcute corect, dar ele, de fapt, nici măcar nu au ajuns la nivelul toracelui pacientului nostru. Dacă avem ceva pe mână, adică avem, nu știu, inele dintre acelea care au pietre și care ies, sau brățări care ar putea să-l lovească, le îndepărtăm. Bun. Și atunci, cum aplicăm compresiile astea? Vedem unde este cam mijlocul toracelui și ne apucăm să facem câte compresii? 30. 30 de compresii și după aceste 30 de compresii ce trebuie să facem? Două ventilații, exact. Două. Bun. Hai să vedem. Cum numărăm compresiile astea? Pe ritmul stabilizer. Așa. Da, pe ritmul ăla. Hai să vedem. Hai să începem. Deci, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. După ce am făcut astea 30 de compresii, am spus că de obicei se fac și ventilațiile. Da, problema este în felul următor. Noi nu știm dacă victima noastră suferă de boli care se pot transmite și atunci
nu prea se mai folosește partea asta cu ventilațiile. Nu mai facem ventilațiile decât dacă avem mască dintre aceea chirurgicală sau dacă victima este una dintre apropiații noștri, un prieten, cineva din familie, adică să știm sigur că ei nu, că nu putem lua boli. Bun, deci asta facem în cazul în care victima nu respiră. Dar în cazul în care victima respiră? În cazul în care victima respiră, o să facem altceva. O să am nevoie de un voluntar. Unul dintre voi care o să fie voluntar. Hai! Așa, așează-te cum vrei tu. Jos, doar să stai întins. Așa. Deci, în cazul în care victima noastră respiră, cum am zis că ne vedem dacă respiră sau nu? Facem hiperextensia capului și protruzia mandibulei și vedem dacă respiră. El respiră, ce o să facem? O să facem să stea într-o poziție dreaptă, da? După care, cealaltă mână o să o punem frumos pe obraz. Și o punem așa, știți de ce o punem așa? Cum vă spălați dimineața pe dinți, cum țineți mâinile? Pe față, scuze. Când vă spălați dimineața pe față, cum țineți mâinile? Așa, deci când punem mâinile așa, este un căuș. Adică ține apa, nu? Când punem mâinile așa, ține apa? Nu. Dacă el s-a lovit, este posibil să aibă anumite secreții sau sânge care se acumuleze în gură. Și atunci, pentru ca ele să nu fie trimise înapoi și el să se nece, atunci punem mâna așa, astfel încât secrețiile respective să curgă. Da? Bun. Deci, am pus asta așa. După ce ți-am făcut, tu încearcă să stai așa. Bun. Ridicăm piciorul de aici. Un pic. Și îl întoarcem. Bun. Și deci, dacă ar fi să facem o scurtă recapitulare. Prima dată, când vedem o persoană căzută pe jos, ce facem? Așa, ne asigurăm că noi suntem în siguranță. După ce ne-am asigurat că suntem în siguranță, ce facem? Îl întrebăm dacă este bine. Așa, îl întrebăm dacă este bine. După care? Nu ne răspunde. Vedem dacă respiră. Așa, vedem dacă respiră. Dacă respiră, ce facem? Îl întoarcem. Așa, care se numește? Poziția laterală de siguranță. Și dacă nu respiră, facem? Compresie. Am început să fac voluntariat, cred, din clasa a 7-a. Când am fost tot așa în taberele din pridvorul satului, apoi am fost în taberele Floare de Colț de la Durău, după care în primul an de facultate am luat o pauză pentru că am vrut să mă focusez pe învățat și ceea ce înseamnă facultatea de medicină, e destul de complicat. Iar apoi, din anul 2, am început să mă implic în diverse voluntariate pe partea medicală, pe partea de lucru cu pacienții, lucru cu spitalul, iar de anul acesta, din toamna anului trecut, m-am implicat și în caravana cu medici, dar și în SSMI, care este Societatea Studenților Mediciniști Ieșeni. Dar pot să spun că voluntariatul cu caravana și cea din pridvorul satului sunt voluntariatele pe care pot să spun că le-am puțin mai la suflet decât celelalte. Cei mici sau copiii în general sunt chemați în viața lor la relații, la comunicare cu cei din jur. Pe lângă avantajele pe care le aduce tehnologia, aduce din nefericire și la o depărtare de oameni. Foarte ușor vorbesc, într-adevăr, își schimbă mesaje între ei, discută, dar nu se mai văd față către față, ceea ce este foarte trist să spunem, și nu mai reușesc să-și vadă acea expresie a feței. Lucru care duce ca în cele din urmă să uite ce înseamnă poate un zâmbet sau să vadă pe cineva plângând, să știe să încurajeze pe cineva la momente din acestea. La noi, activitățile pe care le facem, avem aici, nu se vede, dar avem pe masă telefoanele copiilor. Le-au pus ei, i-am și îndemnat să le pună deoparte, dar le-au pus singuri, pentru că sunt conștienți de faptul că cu telefonul în buzunar e cam greu să te implici în activități, dacă vrei cu adevărat să te implici. Și nu prea au avut ocazia să aibă timp să stea pe telefon, să zicem așa, pentru că sunt solicitante aceste ateliere ce se desfășoară. Noi, nu că am fi în vârstă, dar în copilărie nu aveam tehnologii din acestea și chiar discutam cu oamenii apropiați nouă. Copiii, când ne jucam mai înainte, în tinerețile noastre, în copilăria noastră, singur trebuia să ne imaginăm cum arată un obiect, cum arată un avion, să-l facem singuri. Jocurile ni le făceam noi. Acum jocurile le oferă tehnologia.
Dar făcându-le noi, jocurile acestea, eram toți implicați în ele, jucam împreună toate jocurile copilăriei. Astăzi dimineață chiar vorbeam cu copiii despre anumite jocuri din tinerețe și mulți dintre ei chiar nu le cunosc. Jocuri șapte pietre sau ce jucam noi când eram mici. Și nu, ei nu au noțiunea aceasta pentru că atât de mult a evoluat tehnologia încât face ca omul în general să uite de anumite lucruri care, sau practici care îl apropie de ceilalți și păstrează o legătură. Este bună și tehnologia, dar până într-un punct, zic eu. Copiii așteaptă și părinții așteaptă. Așteaptă un alt tip de reacție din partea noastră a, să spunem, nu știu, aparatului administrativ al bisericii, pentru că biserica sunt și ei. Și ei, în calitate de membri a bisericii, ar trebui să implice ei. Ne bucurăm când există inițiativă și cred că la, dacă nu mă înșel, tabăra de la, am avut o tabără din județul Piatra Neamț, la Neaga, la Tașca, unde inițiativa a venit de la o doamnă din sat. Ea ne-a chemat să venim acolo, a adunat copiii din trei sate și și-a dat seama că e nevoie pentru copiii lor să se întâmple ceva. Nu pentru că n-ar fi vrut preotul sau nu ar fi avut inițiativă, dar ei sunt cei care sunt biserica și ei sunt cei care se ajută pe ei, nu pe preot să facă ceva. Și noi ne-am bucurat că a existat o inițiativă a părinților de a face ceva în comunitatea lor și voluntarii noștri au mers, au răspuns cu prezent și a fost foarte bine primit și de părinți și de preoții din cele două, trei localități care au trimis copiii acolo. Se formează caractere sau să pun semne, să apar semne de întrebare. Timpul unei tabere este foarte scurt și atunci nu poți să faci minuni în trei zile dacă nu există o lucrare constantă cu tinerii sau cu copiii din parohie. Totuși, timpul petrecut în tabără creează cadrul ca acești, ca participanții, să se întrebe, revină la un obicei, la un lucru pe care l-au învățat în tabără. Să-și facă o rugăciune înainte sau după masă, să vadă că poate să lucreze într-o echipă, observând dinamica relațiilor din echipa de voluntari, de exemplu. El vede că ei se respectă, că nu se jignesc, că se tratează bine unul pe celălalt, că au, deși au opinii diferite, nici nu se înjură, nici nu se ceartă, există o armonie între ei, lucrează bine și atunci își doresc și ei să învață un respectul. Nu ne propunem sau ne propunem lucruri, aș spune, mărețe prin intermediul taberei. Reușim lucruri mai puțin mărețe, dar reușim ceva. Ne propunem să-i apropiem pe tineri din biserică prin intermediul unor activități simple. A fi creștin și a te purta creștinește înseamnă a avea dragoste față de celălalt. Ei, dacă nu vor vedea copiii și ei învață dragostea văzând cum se comportă unii cu ceilalți, adică voluntarii între ei, voluntarii cu participanții, modul de adresare a voluntarilor cu preotul paroh care ne invită, prin lucruri simple. Nu vă imaginați că noi nu mișcăm lumea din loc prin taberele noastre, dar cu siguranță tulburăm apele. Mă bucur foarte mult că acest proiect Tabăra din Privorul Satului a deschis noi orizonturi și le-a deschis în relația pe care preotul o are cu tinerii din satul lui. El și-a dat seama poate că tinerii vor o biserică mai vie, o biserică autentică care să nu le mai predice atât de mult, dar care să le împărtășească din Evanghelie prin propriile fapte. Și cumva acest lucru ar trebui ca preotul să-l împlinească, să aducă biserica aceasta autentică mai aproape de tineri. Pentru că
tinerii sunt foarte deschiși, dar totuși sunt și închiși la lucruri noi. Iar biserica pentru unii dintre ei, din păcate, este un lucru nou. Dar cu toate acestea, ei vin cu oarecare dragoste față de biserică, pentru că au văzut lucrul acesta poate la părinți, poate la bunici, și preotul nu ar trebui să facă decât să țină brațele deschise și să-i primească pe tineri. Și prin acest proiect, el învață că tânărul vrea o biserică care să nu-l judece, vrea o biserică în care să fie acceptat așa cum este, vrea o biserică care să-i creeze un cadru în care el poate să se schimbe în bine, vrea o biserică care să fie pentru el și care să îi pună la dispoziție mai multe lucruri, și lucruri spirituale, dar și lucruri materiale. Biserica trebuie să fie spațiu și locul care le asigură tinerilor un cadru în care ei trebuie să viseze. Și pe lângă acest cadru, bine ar fi ca biserica să îi ajute pe tineri să înfăptuiască aceste vise ale lor. Și zic lucrul acesta pentru că mă uit la cei 220 de voluntari care au fost în acest proiect, voluntari care au muncit foarte mult, dar care la începutul verii au avut niște vise. Visul de a ajuta tinerii din arhiepiscopia noastră, visul de a-și pune poate în practică atelierul lor, visul de a da tot ceea ce este mai bun din ei pentru niște tineri. Și biserica a creat acest cadru, care se numește Tabăra din Privorul Satului, în care 220 de tineri vin și își pun darurile lor spre slujba altor tineri. Și pe mine acest lucru mă bucură foarte mult. Iar în afară de toate aceste lucruri, preotul învață că biserica trebuie să fie disponibilă pentru tânăr și că tot timpul ea trebuie să-l însoțească pe tânăr, atât spiritual, cât și material, cât și duhovnicesc. Și această creștere a tânărului trebuie să fie pe lângă biserică, deoarece mă gândesc acum la niște cuvinte ale lui Dostoievski, că omul, în orice condiție ar fi, ar trebui să îngenuncheze sau trebuie să îngenuncheze în fața ceva. Și noi, prin biserică, le arătăm tinerilor că trebuie să îngenunchem doar în fața lui Dumnezeu. Pe când societatea le arată tinerilor că ei trebuie să îngenuncheze în fața patimilor, în fața desfrâului, în fața băuturii, în fața drogurilor, în fața țigărilor, în fața oricărei altfel de patimi. Iar biserica este foarte verticală și ne spune că nu trebuie să îngenunchem decât în fața lui Dumnezeu și noi vrem să însoțim pe acest drum pe tineri. Mai am un gând care l-am câștigat în urma unui dialog cu un tânăr participant și mi-a zis că el este foarte bucuros că biserica îl promovează. Și l-am întrebat mai mult pentru că vreau să aflu mai mult despre acest lucru și mi-a spus că nimeni nu mi-a dat încredere în mine. La școală nu sunt lăsat să vorbesc pentru că spun prostii, mama și tata nu au timp să mă asculte pentru că vin foarte târziu de la servici, ceea ce spun pentru bunici nu are nicio logică, iar aici, în comunitatea aceasta, Tabăra de Privorul Satului, am fost lăsat să le vorbesc tinerilor și să le spun ideile mele. Și m-am bucurat foarte mult că tânărul a înțeles că biserica este un loc în care el își poate exprima toate aceste daruri pe care el le are și că biserica îi asigură această dezvoltare. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri. Veselie în Pietrărie, intitulată de această dată. Nu uitați că vă așteptăm pe canalele noastre de Facebook și YouTube Tineri către Tineri, iar în fiecare duminică, începând cu orele 13, ne auzim pe frecvențele Radio Trinitas cu emisiunea noastră Radio.